Daniel Oprița, antrenorul echipei de fotbal, și George Ogăraru, noul manager al secției, au avut o întâlnire cu președintele Clubului Sportiv al Armatei Steaua, Mădălin Hâncu, pentru a pune la punct termenii colaborării dintre cei doi. Am avut o discuție cu domnul comandant, cu George. Vreau să lămuresc pe toată lumea că nu există aceste lucruri. Am vrut doar să spun poziția mea față de ceea ce am eu de făcut la Clubul Steaua și ce au de făcut colaboratorii mei. Va fi, am înțeles, și George Ogăraru să semneze contractul, am lămurit lucrurile și cu el. Eu doar mi-am spus părerea față de echipa mare, de care o să răspund. Am un contract, un obiectiv pe care să-l duc la bun sfârșit. Dacă nu realizez acest obiectiv, contractul meu se va termina. De aceea atât am vrut să spun, că mă ocup de tot ceea ce înseamnă echipa mare. Antrenamentul ăla tot o să-mi aparțină mie, atât. În rest, nu am nimic, vreau să am o colaborare bună cu George Ogăraru, mi-a fost coleg, îi urez bun venit și baftă, să ajute clubul. Sunt bucuros că m-am întors acasă. Asta este concluzia, mă întorc în locul în care am crescut și este o mare bucurie. Sunt câteva momente importante în viața mea, iar ăsta este cu siguranță unul dintre ele. Mă bucur foarte mult că am reușit să mă întorc. Recunosc că dorința domnului comandant, dar și a suporterilor Stelei, au decis foarte mult și au contat foarte mult în realizarea acestui lucru și sper ca să reușim împreună să ducem clubul acesta unde merită, unde și are locul. Să o spunem explicit, ai semnat contractul cu Clubul Steaua, da? Da. Care va fi aportul tău și modul de colaborare cu Daniel Oprița? Modul de colaborare va fi unul deschis și în măsura în care Daniel are nevoie de mine, eu sunt acolo să-l ajut. De asemenea, pe dezvoltarea Academiei îmi doresc foarte mult să creăm un model pentru România deosebit, așa cum am văzut în Occident, unul sustenabil. Cred că este foarte important să prioritizăm astfel și să mărim baza de selecție și să creștem în calitate.